Bun venit la Hero Twins, nou vlog azi! Vlogul ăsta al cum este așteptat de foarte mult timp, de foarte multe persoane. Vlog de, despre ce, Alex? Alex a uitat. Am uitat. Cum să uit eu? Este cu lumine de Crăciun, care le punem în fiecare an, cam la ora asta, la timpul ăsta, scuzați-mă, în noiembrie. Bună dimineața, oameni frumoși! Stai că nu mi-am făcut păr, dar oricum mergem să ne tundem azi, deci don't mind this. Este dimineața noiembrie 12 și facem cu familia Ido o masă, un fel de breakfast și lunch, brunch. Mama Ido, șefa? Da. Șefa? Da. Tata Ido, șeful? Așa? Ce faci, tata Ido? Cu omletă, cu toate. Omletă? Bacon. Cu bacon. Porc. Cu pui. Cu ceapă. Cu ardei, cu roșii. Mama, ce zodie e tata Ido? Nu știu. De ce? Nu știu. Dar tu ce zodie ești? Eu sunt Taur. Mama Ido este Taur. Scrieți în comentarii ce zodie sunteți și voi. Și tata Ido, ce zodie este? Cea mai tare, fecioară. Fecioară, tata Ido, fecioară. Fecioară, tine, fecioară. Tine, fecioară. Poate mai munților. Alex Ido, eu sunt Rac pe 1 iulie și fratele meu este și el Rac. Hai. Acum am venit la prieten, am fost aseară, am dormit la ei, prietenoși din copilărie de 15 ani. Alex, eu ce rău am. Păi știu, dar mergem să ne tundem oricum. Așa ne-am tu ești, și tu ești Rac, nu? Eu? Ca și Alex Ido. Oh, I'm gonna put this in, eu pun asta. Mai stau. Oh, wow. Vezi? Delicious. Eu sunt Cătarul Lupește. That's my middle name. It's a middle name. Adevărat Bucătarul Lupește. Oh. Arată foarte bine, abia așa, mi-e foame. Tata Ido, mersi. That looks great. Tunem, tunem, hai să vedem cum e afară puțin. Da, tunem. Te rog frumos, ultima oară. Eu mă duc să stâng. Uite, bine. Nu e foarte rece, cât de rece este aici? Este, sunt 5 grade. Încă mai este, ok. Hello! Man, this is nice. Love it. I love it. Așteptăm. Breakfast aici, quick breakfast. S-a terminat omleta. Era pe drum și l-am stat pe tata Ido. Poți să încep prepara până venim noi acasă, până când mi-e foame, știi? Yes. Să fac ouăle până veniți voi. Exact. Eu beau cafeaua din Alex. Nu, asta e a mea. Și eu din ce beau cafeaua? Tu, voi și tu una? Tata, eu din ce s-o beau? Dar tu ai băut una azi? Da. Mai venit una? Da. Păi tu în Roxy, n-ai una cu Roxy? Uite asta ți-o dau ție, stai. Care? Nu, știu să le dau. Bine. Mama, what about those ones? Mama, what about alea care se pupă? Ai una ție și una tata. Bine, dăm de alea. Bărbatul, știu că e bărbatul. Nu știu. Mama Ido. She can't wait. Stai, guys, mutați-vă că o să mă. Eu zic bărbatul. Bărbatul, femeia. Mai să vedem care e bărbatul, care e femeia. Bei o cafeluță. Care e bărbatul, care e femeia? Care e femeia? Mai zi o dată? Bărbatul e înalt și femeia roșu. Eu am crezut că este invers. Bărbatul roșu? Da, mi se pare că asta e mai feminină. De ce? Că e inimioara jos? Da, nu știu, așa mi s-a părut. Inimioara jos și inimioara sus și bottom bottom. Nu, dar și la buze parcă asta e fetița și ăsta e băiatul. Nu vă scăzi la fel, Alex, într-o blină. Ok, scrieți în comentarii care e bărbatul, care e femeia. Eu iau pe tine pentru că tu ți-ai pus mai dulce în al meu. Deci eu beau din cana lui Vali și Vali bea din cana mea. That's crazy. Tata, deci tata a luat ăla roșu. Vă pup. Da. Abia așa să vină Crăciunul. Facem două cafele, nu strică, numai două bătăi. Nu, dar putem pune luminile când e cald, ca să nu le dăm drumul, dar să nu stăm când murim de frig afară și dacă... Astea-s frumoase, dar dacă nu bei pe la col, scurge pe tine. Păi de aici, unde e rotund. Unde?
dar nu la prost. Eu nu beau, uite ce frumos, uite pe aici, ce nu beai pe aici? Ce face Alex? În vali, foarte bine, uite. Mâine pune luminile, ăsta pune, ăsta pune. Avem timp, ca Alex și eu am un munce ăsta. Am venit la tuns, am spus că mergem la tuns și m-am tuns puțin că dacă ies să mergem în vacanță să arătăm puțin mai fresh. Yes, că era foarte mare, era mega mare, there we go, there we go. Bună dimineața, viața mea, te aștept la o cafea, Ido Twins. Like, looking good. Trebuie să ne gradem, că uite ce proști suntem. So take it off. Noi avem, unfortunately, noi suntem mai proști puțin. That's just how it is. Știu că în comentarii, mamă, dar dă-ți părul jos! O să mi-l dau jos, dar înainte de vacanță. Fiecare om sau persoană, bărbat, dacă nu fiecare, dar mulți avem și mulți le dau jos sau fac lasering și de toate, deci depends what you want. Ok! Ido, în acest weekend frumos plecăm puțin pe live, după aia o să ne distrăm. Aș face iarbă acum dacă... Ce peaceful este! Ah, peaceful pe naiba, că lagă cățelul. Nu mai lăsa. Gata. Gata. So nice. Trebuie să... ne facem și noi. Aici afară. Bună seara, guys! În această seară, Vali este pe live. Avem niște cotlete de miel, așa, le băgăm pe barbecue. Let's go! It's a lot of protein. Trebuie să have a lot of muscle, trebuie să mâncăm proteină. Oh, dar ce frig, s-a făcut 2 grade, este... Let's go! Așa... De ce au băgat? Artificii. De 4. De 3. Câte 4 și le băgăm așa ușurat fiecare. Și gata. Cât lăsăm? Lăsăm cât se lasă astea de obicei? O zi jumate. 10 și 10? 10 minute și 10 minute sau ce? Le flipuim. În același timp mixăm și puțin de spanac. Foc puțin. Tata Ido întoarce carnea. De fapt, e gata? Le-am întors acum. Ok. Mai durează un pic. Perfect. Ok. Super. E foame de proteină multă și foarte gustoasă. Let's go. Smells so good. Let's go. Bună dimineața! Bună dimineața, Ido! Am băut cafeluța. Tata Ido aspiră. Mama Ido face frunzele. Mama Ido, ce faci? Se fac un pic de grădinărit. Să strângem frunzele. Nu vreți să punem luminile? Eu zic să le punem. Unele mai sunt încă puse de anul trecut, dar nu le dăm drumul, numai să fie puse, că uite ce vreme frumoasă e de toamnă. Ok. Să fie puse. Iarba, noi facem iarba aici în spate. După ce faci tu, facem noi iarba. Bine. Bună dimineața, Alexido! Ce face băiatul? Surprisingly este câte? 7-8 grade. Mai mult, Vali, e destul de grade. Câte la ceas? Nu am ceas la mine acum. Tu ai? Da, eu am. Cât ai? Cât scrie? 9 grade? 9 grade. Mai bine decât 0. Fac un pic iarbă, dar doar în spate, pentru că deja este în față, e mică deja. Dacă nu mai crește, e rece deja aia. Și aproape decembrie. În 15 zile e decembrie. Azi o să punem luminile aici pe căsuța noastră frumoasă. Luminile... Deja în pomul ăla sunt lumini. Acolo. Cine? În pomul ăla sunt lumini deja. Mergem în spate să le facem frumos. Ladies first. Tata Ido a venit la ajutor, a sărit la ajutor. Haideți să dați astea la o parte. Le luam, oricum le luam. I-am oprit ca să nu se audă gălăgia. Tata Ido, ia și pe ăsta că eu filmez. Te pup. Pa, pa. Și le mutați și pe celălalt, da? Da, da, da. A venit timpul să mutăm și scaunele astea. Da. La 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 la. Mai am încă una.
La. Și gata. I-am spus eu lui Alex cum să facă dungile. It's all complete. Bravo. Eu am stat, am făcut un TikTok aici. Mi-ai promis pe acasă în state. So this is done. This is good. Acum hai să punem niște lumini, pentru că o să vină mai frig and then it's going to be very tough să stăm afară, știi? So. Te-ai mutrit cu puțină engleză la buze, numai ca să stați, mă, tasta 1 limba română, tasta 1, tasta 2. Am venit comentarii. Ce am făcut aici? Ou. Sau cine ai făcut? Tu ai făcut, nu? Eu am pe Bali, am făcut, nu? Ou, cârnat. Hai aici, că v-am mai dus în zbiară. Mama zbiară, că nu poate să arde atâmba, să-ți spunez. Condiment am pus aici, mie îmi place foarte mult picant și am pus spicy. Șapte continente. Mama vorbește cu tata lui, cu mama lui tata Ido. Bunica noastră. Da. Și, luăm și o țuică, am spus că vrem... De ce țipă? Eu nu înțeleg de ce țipă. Stai să că e exact ca noi, că la noi în familie se țipă când vorbim. De ce trebuie să ții? Trebuie să ții? La botul camerei. Trebuie să ții? Cât și o ții? Nu mai țipa. La noi azi este ziua eroilor. Spui ceva? Merge pe orăghea asta și vine. Remembrance Day, ziua eroilor și noi nu muncim. Nici ei da, azi e day off. Azi este day off. Hai să bem o țuică. Let's go. Noroc la țuică. Cheers. Sănătate. Să ne fie cu bine. Să vine Crăciun. Bine. Începem de luni. Începem. V-am spus de ce începem de luni? De ce? Că azi e Remembrance Day și nu se lucrează. E zi... Ziua eroilor, să cum se spune, da, remember the soldiers, în memoria soldaților care au căzut în luptă cu pieile roșii. I didn't get it. Indienii, pieile roșii sunt... Pieile roșii sunt indieni? Da, indienii, ameridieni. Important e că avem zi off. Că avem zi off. Azi e liber. Pune și luminile Crăciun. Cheers. A venit momentul și timpul să începem să punem niște luminițe pe casă. Cine-i mama? Cine-i mama? Hai să mai strângi frunzele odată. Păi și i-am spus să nu le strâng. Că le aduce vântul de la vecini. Și acum iar e plin de frunze. Da, ia camețe rumanole. Rumanole? Trebuie o pungă. Mai să rumanole, construia ziua asta de rumanoapte. La tine s-a trecut în acest. Stai că mă duc să aduc o pungă, că mi le ia. Mai rău. Uite cum le ia vântul. Dacă n-asculti, muncești. Asta e, dacă nu-ți place școala. Asta e viața. Ce să faci? Hai să ajut și eu puțin. Ia. Așa. Mai vreau pălincă. Cine are pălincă? Dar mergeți azi la fotbal? Păi da, la 10. Jucați nocturnă? Păi, la unde jucă? Ia uite acolo. Teamwork. Deci bate vântul tare, bate vântul foarte tare. Da, frunza în dungă. Nu place să mă văd. Cum ai fost, nu te mai recunosc. Asta, am asta. Cu punga aici, mamă. Ha? Hai cu punga aici. Dar să punem luminile, hai să punem lumine, că deja târziu, e 3 ceasă. Pune-i țuica, vreau să dau o țuica. Țuica e la birtuțul nostru din sat. Mulțumesc, frate, mulțumesc. Am luat o pălincă, că Alex trebuia o pălincă, am luat și o pălincă. Ți-am luat ochelarii de soare pentru că este foarte mult soare. Mă încălzește că este frigut azi. Ok, asta este al treilea vlog. Al patrulea vlog de Crăciun, cât e? 2020, 2021, 2022, 2023. Deci numai după Moș Nicolae. Da, da, da. Dar le punem să fie mama pus. Mama Ido. Ce hai, faci? Hai. Hai să punem. Bem în fața casei? Trebuie să bem înăuntru casei. Ok. Sănătate, satul mare, sigheața, mamații, rădicul sărat. Domnicul Vâlcea. Hai, dați drumul. Guys, întâi vedeți care, ce fel de lumini sunt. Băgați-le în priză, probați-le, dacă mai sunt bune, dacă merg. Dacă e lumină caldă, dacă e lumină rece, că da, nu le puneți aiurea. Nu în casă, în priză, pe front porch. Da, să vezi dacă mai merg. Da. Băi, nu mai mă înțeleg cu voi. Ați băut țuică și mai mă înțeleg cu voi. Au și prelungiști.
Pune-l la loc. Vezi că se înfiletează. Oh, se înfiletează? Nu. What the hell? Ia-l o să calculea să face. Nu, nu, în spate sunt în spate. Da, e bine. Eu sunt verificator de lumini. That's a nice job. Păi care este? Bagă-le. 10 urmări pe oră. Stai. Și asta nu pot să fac bine. Ăștia merg toate. Nu? Nu. Bă, da, cum adică? Merg. Uite, uite. Bun, ăla merge? Ăsta merge? Da, toate. Toate merg? Toate merg, numai nu ăsta, numai, but everything else works. Are you sure? E o lumină caldă. Stai. Uite. Merg toate? Da. Mama Ido a scos luminile astea acum afară. Tata Ido le-a scos. Tata Ido? Dar mai multe prelungitoare decât lumini. Uite, asta e la temporizator. Și prelungitoarele nu luminează? Ba da, dar fii atent. Avem la prelungitoare de... N-ai adus reflectoarele, te rog. Sunt aici. Adu-le. Please. Hai, Valea. Hai. Tata Ido. Am un chef de pus lumini. Hai, pune-le. Gigi! Uite ce cald și frumos e! Mama Ido, anul, acum 2 ani, cred că l-am pus acolo, pe iarbă, nu? Astea. Da, eu zic, arată mai frumos. Așa, aici. Într-un cerc? Da, aici în cerc arată mult mai frumos. Stai, așa. Da, Ido, ai chef de lumini? Da. Foarte mult. Da. Am chef de lumini. Da. Alex, vino să ajungi și tu acolo. Te uiți la un TikTok? Da, facem acum un TikTok. Hai să vedem, așa. Acum, anul trecut făceam, uite. Să-ți se arătă aici. Vezi? Și aici? Hai să facem din nou. Uite aici, toate astea... Tu și cu zâna mea? Da, a fost acum o săptămână, adică noi îmbuie 6, știi? Deci acolo să le facem, ok? Hai. Așa, bagă-le. Să fie și pe ăsta și măcar puțin, nu? Așa. Nu așa, să fie peste tot, vezi? De asta trebuie să fie prelungitor, să... Uite așa, că e și pe ăla și pe ăsta și ăsta e prelungitorul. Ca în fiecare an. Uite, am rămas un prelungitor aici, mă. Bravo. Ce? Și ăsta ce fete cu ăsta? Să punem pe... Asta, ok, let's start. Pe ăla și pe ăla mare îi pus. Pe ăstea două spuse. Dar trebuie de alea mari pe astea. Da. Mari, sper că n-ați pus mici. De alea lungi. E bine că nu le-am scos, că după aceea sunt foarte grele de pus în fiecare an. Noi le scoatem că suntem puturoși. Să le avem pentru anul urmă. Așa, mă, mai idou. Asta roșu trebuie să-l punem aici, pe ăsta. Aia, lumile roșii. Lumile roșii pe ăsta. Ce știți acolo? Eu zic că merg. Astea merg? Nu știu, nu am verificat. Aici altele. Piesa de veritic. Where are those? Nu, nu merg toate. Tu ne știi. Nu pot să o bag în gaură. Nu merge. Nu merge, gata, nu trebuie să încerci. Trebuie să fii luptător. Care nu merg? Nu, nu, astea, toate astea merg. Dar nu mai avem care... Roșu. That looks nice. Da, păi da, looks nice. Roșu merge pe grăsuțul. Asta e grăsuțul. Dar ai... Alex, știi că dacă aveam o persoană să chem la mine acasă să facă lumiere, ai tu. Mulțumesc frumos. Eu zic că l-am făcut foarte bine. Dar numai că în mijloc nu-i nimic. Dar în mijloc nu trebuie să fie, dar acum... Uite, acolo o să fie meseria lui Alex, garbage man, știi, cu drag. Uite aici tulpina, uite tulpina. Tulpina? Oh, ce frumos e tulpina. Și acum de aici mergem în sus. Ce frumos e, sunt 8 grade azi, cred. De asta am și vrut să facem azi. Pentru că dacă era altă zi... De ce să le faci când e rece? Ia. Ia. Stai. Oh. De așa? Ca să le dai forme, uite așa. 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 Mama, ia pe asta. De jos, roată. Trebuie și mai jos aici. Am uitat, trebuie și mai jos. Și mai jos. Aici, uite, și mai jos. Și mai jos. Așa. Gata.
terminăm cu luminile, punem aici niște reflectoare, cum facem în fiecare an, care se luminează pe casă. Let's see how this is gonna look. Frumos. Ia și pe asta. Put it on that side, no? Așa? Mm-hmm. În partea cealaltă. Să le reglăm, nu-mi dau seama, trebuie să vină noaptea să văd cum da. Vine. Păi noaptea o să vedem, da. Știu că bate vântul, dar am băgat amândouă reflectoare și acum se va lumina pe casă când terminăm cu ea. Uite, uite teamwork, mamă ce lucrăm în familie aici. Teamwork. Păi normal, dar nu... Mama, cine aduce țuica? Nu mai bei nicio. Ce vede, Vali? Uite, stau aici să mă încălzesc puțin pentru că a fost cam rece. Trebuie să facem și aici în spate, deși toate lumina sunt puse de anul trecut. Am făcut... Mai facem legăturile, știi? Legăturile astea te cam... Da, cam așa da. E. Am făcut un TikTok cu mama Ido, că ne place mereu să facem așa un TikTok. S-a făcut mare bradul ăsta. Și care e tematica la TikTok-ul ăsta cu mama Ido? Să ai pe grijă să nu cadă când să pune lumină. Să nu cadă pe scaun. Poftim? Ce? Ai zis că s-a făcut bradul mare? Da, s-a făcut bradul mare. De ce? Dar uite, uite ce mare este. Și-a trecut. E foarte mare. Numai că e cam... Dacă vă uitați la vlogurile de acum 4 ani, să vezi ce micuți erau brazii, erau jumate. Uite, uite, îi vezi pe ea de acolo, așa o să ajungă și anul, să știi că brazii... O ia de acolo? O ia de acolo? Da, așa o să ajungă. Dacă uite, așa se întâmplă dacă... Uite, ăsta a crescut, ăla n-a crescut. Vezi? Ăsta sracu... Bă, e important că s-a făcut brazii. Ăsta sracu s-a dus la Costinești. Și-a băut până nu mai poate. Asta la nu, la nu, nu, asta mare s-a dus la Mamaia, era la Costinești. Tata Ido! Tata Ido! Ce-a acolo? Am adus acum că s-a făcut frig, uite. Is that vin fiert? Vin fiert. Oh, oh, ce bine, abia aștept. So cute. Tati! Vin fiert, vin fiert, vin fiert, vin fiert, tăticule, tăticule. That's nice. Cred că nu ia, cred că o să aibă foarte multe. Mi-aduce aminte vinul ăsta, cred că am fost eu cu tine, Valie, în Viena. Nu, 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 în Viena, da. Glühwein. Glühwein, da. Glühwein. Zicea ceva mie... cu mă, mai știam eu. Da, nici eu nu mai știu. Glühwein e tradițional în Germania. Mie mi-aduce aminte de Bram. Dar și Bram e frumos. Nu, n-am fost Bram prea mult în iarnă. Nu este. Noroc. Noroc. Cel mai frumos se văd luminile pe copacul ăla. Pe care? Fă-la, da, ăla e mort, trebuie să-l tăiem. Săracul ăsta. Ăla e... Da. Foarte bun, mersi. Bă, ce bun e. Dar am pus multă portocală. Bate vântul foarte tare. Bate vântul și e foarte frig. Acum s-a lăsat frig, mi-e frig. A devin o ospătare? O padinidea. Și de muzica mai tare. Hai să facem. Hai să facem. Ok, Ido, așa arată aici. Vă arătăm când este noapte în 3. 2, 1 și ai, 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 este noapte, Ido, și s-a pus luminile, se vede foarte frumos aici, cum am făcut Valentino, uite așa, toate. Și important este că și ăștia, uite, și ăștia au, și-au făcut luminile, vecinii noștri și-au făcut și ei luminile, numai că nu se văd aici, le-au pus. Nu o să le dăm drumul acum, dar le-am făcut că acum a fost un pic mai cald. Acum am venit la fotbal, Ido. Și am zis cât am câștigat? Am câștigat 10-5. 10-5. Eu am luat un gol și Alex 5. Bravo. Sunt golul doar noi doi. Bravo. Deci, fantastic. Da, sper că vă place. În spate e aceeași, numai că este roșu în spate. Și este ceva foarte frumos. E o seară mai rece, nu, am să spun călduroasă, dar e mai rece. Și yes, hope you guys enjoy it. Terminăm seara asta după ce am pus luminile și tot aici la casa Ido. Avem o masă frumoasă făcută de mama Ido.
și tata Ido. Ok, Vali, zi. Ce mai aici? Aici o salată. Salată foarte bună. Aia care o face și noi când vin părinții Ido acasă. Cu prosciutto și cu bocconcini, brânză, roșii și spanac. Aici niște miel, ribsuri, spanac și ăla cu carne nu sunt? Oh. Da. Astea sunt cu spanac și n-avem cu carne. Avem carne aici. Perfect. Piept de pui? Spanac. Piept de pui, da. Lamb chops, costițe de miel. Codlețele. Codlețele de miel. Și asta. Poftă mare să terminăm un vlog frumos. Everybody la masă. Vă pup! Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liliuța Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Mamă, ce greu e să faci ăla. E destul de greu. Dați aici un like la Ido, follow la Ido, un like. Bară jos Twins și hai să creștem cu mai mulți oameni pe YouTube. O să vină alte vloguri, cum știți de obicei, de Crăciun și de sărbători și cum spunem noi de obicei, Alex? E numai ta, nu mai vrei să zici altceva? Pot să spun să scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți de la Ido Twins și vă pupăm, vă dorim o seară sau o zi cât mai frumoasă. Noi cum spunem? Spunem Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi Alex, deja a fost Ido Twins in. Atunci Ido Twins out!